Doi adulți și un copil au rămas astăzi izolați în zona Piatra Secuiului din localitatea Rimetea. În mai puțin de oră, echipa Salvamont Aiud a ajuns la fața locului și a dus în condiții de siguranță, fără a fi nevoie de intervenția echipajului SMURD deplasat la fața locului. A fost o intervenție în care a fost nevoie să evacuăm trei victime din abrupt, doi adulți și un copil de 4 ani. A necesitat tehnică de coardă, aproximativ 180 de metri de rapel. Intervenția a decurs în condiții bune, fără accidente, era doar o problemă de ieșire din traseu și rămânere blocați în abrupt. Salvamontiștii ne atrag atenția că aceste situații sunt tocmai frecvente din cauza faptului că turiștii se abat de la traseul turistic.